Pentru din țară, bine ați venit, Bacăul, Brașovul! Nu putea să lipsească capitala copiii din București. Bună ziua, vă spun și eu tuturor. Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fac parte la, să iau parte la acest eveniment, întrucât observ că este unul de mare amploare. Îmi aduc aminte cu nostalgie de faptul, de momentele când și eu reprezentam Palatul Copiilor Vaslui în diverse competiții, atât la nivel național cât și european. Și vreau să vă mărturisesc că sunt de bun augur, iar în calitate de reprezentant al Instituției Prefectului Județului Vaslui și al Guvernului României în teritoriu, vreau să vă asigur că tot timpul veți fi sprijinit de instituția noastră în ceea ce ne privește atribuțiile pe care noi le avem. În continuare, eu vă urez succes tuturor. Să rămână bună ziua, vă spun și eu. Dragi părinți, dragi profesori, stimați copii, bine ați venit în municipiul Vaslui. Primăria municipiului Vaslui, domnul primar inginer Vasile Pavel și tot colectivul ei vă felicită pentru ceea ce faceți. Suntem deja la 33-a ediție și vă dorim mult succes, spor la muncă, tot ceea ce faceți și sper să vă simțiți bine în comunitatea noastră. Încă o dată vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vă dorim mult succes în această competiție sportivă. Felicitări! Domnule prefect, stimați participanți la această a 33-a ediție, vreau să vă spun că sunt emoționat pentru că s-a ajuns la această ediție și Vaslui este gazdă din nou la acest festival internațional. Inspectoratul Școlar Județean, prin reprezentanta noastră, doamna inspector școlar general Gabriela Plăcintă, vă transmite mult succes în evoluția care o veți avea pe scena de la Vaslui. Suntem convinși că spiritul olimpic domină acest concurs și că dacă ai învins, continuă, dacă ai pierdut, continuă. Mulțumim în continuare tot din partea inspectoratului școlar, domnul inspector școlar Eduard Ursu. Bună ziua tuturor, bine ați venit în orașul nostru. Cred că dans prietenia, aflat la ediția 33. Este interesant și important. Frumosul nostru oraș. Sper că vă simțiți bine, sper că sunteți foarte bine pregătiți pentru că urmează concursul. Nu vă pot ura decât mult, mult, mult succes. Cel mai bun să câștige.